Vă considerați vinovat? Procurorii au solicitat instanței 30 de zile de arest în penitenciar și retragerea permisului de conducere de la șoferul care a provocat tragedia fără margini. Potrivit lor, aflat la libertate, bărbatul în vârstă de 34 de ani s-ar putea eschiva de la urmărirea penală. Magistrații au admis doar parțial solicitările lor. Se aplică măsura preventivă. Arestul la domiciliu pentru termen 30 de zile. Se ridică provizoriu permisul de conducere a mijloacelor de transport. Procurorii nu sunt de acord cu decizia magistraților și susțin că o vor ataca la Curtea de Apel. Domnilor, recunoaște vinovăția în comiterea infracțiunii incriminate, ceea ce ține de concentrația sângelui de alcool urmează a fi stabilită. Preventiv, în stare de ebrietate alcoolică de grad avansat. Poliția a declarat că avea 0,66. Este adevărat acest lucru? Un aer expirat, da. Ce viteză avea? Nu știu, dar la moment nu a fost stabilită, dar avea viteză exagerată. Șoferul de 34 de ani este cercetat penal pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației sau de exploatarea mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport în stare de ebrietate. Pentru fapta sa, el riscă până la 12 ani de pușcărie. Amintim că tragedia s-a produs la sfârșitul săptămânii trecute în comuna Ghidighici din municipiul Chișinău. Aflat în stare de ebrietate și cu viteză excesivă, șoferul a pierdut controlul volanului și a ciocnit violent un alt automobil în care se aflau soții și cei doi copii ai lor. În urma impactului, femeia de 32 de ani și fiica lor de doar 7 luni au murit, iar fiul de 4 ani și soțul de 25 de ani s-au ales cu traumatisme. Atunci, șoferul a fost reținut pentru 72 de ore.